Sibiencele au avut parte de o zi de 8 martie specială alături de Holograf. Megaconcertul a avut loc în mall-ul din Sibiu, care a devenit neîncăpător pentru sutele de fani care au venit să-l asculte pe Dan Bidman. Fanii, în special doamnele și domnișoarele, au cântat și au dansat împreună cu Dan Bidman, artistul oferindu-le un mărțișor de neuitat. Dan Bidman nu a plecat de la Sibiu înainte să le transmită un mesaj tuturor femeilor din oraș. Doamnelor, iertați-ne pentru tot ce v-am făcut de-a lungul vremii. Măcar azi. Artistul a vorbit și despre proiectele sale de viitor. Să iasă bine până la capăt piesa cu Antonia, în sensul de promoție. Și cine știe, poate reușim să facem și un turneu cu ea împreună. Ea cu muzica ei, noi cu a noastră și undeva la mijloc să ne întâlnim și să cântăm piesa împreună.